Reparațiile la conducta magistrală care trece pe sub pasarela pietonală din cartierul Lugojan, Cotul Mic, au fost finalizate săptămâna trecută, după ce luni întregi s-au înregistrat scurgeri substanțiale de apă. A fost vorba de 4 avarii pe unde se pierdea apă, însă angajații Meridian 22 au reușit să le soluționeze. Pentru cât timp nu se știe însă, ținând cont că magistrala este veche din anii 80 și riscă oricând să se surpeze din nou. Am putut să optăm dintre două soluții tehnice. O soluție tehnică implica spargerea părții carosabile a asfaltului și repararea avariilor prin sudură. Am considerat că această variantă era mai dificilă și plus că implica costuri mult mai mari și s-a optat pentru a doua soluție, cu respectarea măsurilor de siguranță a muncii. Am reușit să reparăm, să intervenim la cele avarii și prin măsuri tehnice specifice, prin punerea de coliere, s-a reușit stoparea avariilor și implicit nu mai avem în acest moment pierderi de apă. Dar, și subliniez, această magistrală s-a dat în folosință în anii 80, deci țeava e o țeavă de oțel laminată, are o vechime foarte mare și totuși există riscul ca în perioada următoare să mai cedeze și în alte locuri. Operațiunea nu a fost una ușoară și s-a realizat cu angajații Societății Lugojene de Apă și Canalizare. A fost o operațiune dificilă datorită distanței foarte mici dintre magistrala de apă și calea de rulare. Astfel că am intervenit cu doi muncitori care efectiv au reușit să prindă acele coliere și într-adevăr a durat destul de mult. Când s-a finalizat lucrarea? Această lucrare a fost finalizată în cursul săptămânii trecute. Investiția nu a fost una mare, spun reprezentanții Meridian 22 Lugoj. Achiziția colierelor și a pieselor specifice s-a ridicat la câteva sute de lei. Pentru intervenția la conductele aeriene, prețurile sunt mai scăzute decât la rețelele subterane, acolo unde se intervine și asupra carosabilului, iar acesta trebuie adus la starea inițială. Din cauza vechimii și a gradului mare de uzură al conductelor din Lugoj, Societatea de Apă și Canalizare este solicitată zilnic să intervină la cel puțin 3 avarii.